capul, este stâlpul, este siguranța. Bărbatului să-i dai voie să fie bărbat, el vrea decât iubire. El nu vrea nimic altceva decât iubire. De fapt, noi toți decât iubire vrem. Și la final, în toate situațiile neplăcute de viață, spune Marius aici, pentru că cartea asta se raportează la toate situațiile noastre de viață, da, este vorba decât despre iubire. În momentul în care noi nu avem iubire, exersăm exercițiul iubirii. Pentru asta am venit aici, să ne recunoaștem și să exersăm iubirea, să învățăm să iubim. Și noi suntem iubire, sufletele noastre sunt iubire, dar noi am uitat să fim ceea ce suntem. Și atunci cartea aceasta ne spune clar, femeia este iubirea. În momentul în care bărbatului nu-i dea iubire, automat sau se duce la alta, se apucă de băut, sau se apucă sau, de băut, sau se îmbolnăvește, sau o bate. Ce să facă? În momentul în care... Dacă două zile dormiți cu pantalonii necălcați, a treia zi s-ar putea să vină cu ei călcați. Nu, dar femeia este oglinda bărbatului, pentru că ceea ce vezi în față, în fața ta, ai o ființă divină, este Dumnezeu și nu este un om. Omul spune minte, ego. Sufletul spune ființă divină, iubire. Acolo este Dumnezeu. Are și foarte multe responsabilități. Femeia? Muncește foarte dublu față de un bărbat. Și casă. Cine o pune? Așa... Cine? Așa e... Nu, mai lasă. Simte. Da, muncim. Da, poți să iubești. Chiar dacă muncești, n-are nicio legătură. Sufletul este iubire. Sufletul nostru este iubire. Dacă dăruiești iubire, primești iubire. Dacă... Mi s-a dat foarte mult și din cauza asta, pentru că prin dăruirea. Deci cu iubirea îți puteți să faci ceva. Și dăruiești mai mult decât bărbatul. Ca să poți să fii iubirea. Depinde și cum dăviești. Dacă dăviești din perspectiva fac tot ce pot să fac, fără efort, ce nu pot face, ce fac cu efort, nu mai fac. Aceea e mintea. Da, da, e mintea. Dar în momentul în care faci și constați că nu mai poți. Dar care e rolul femeii? Femeia e feminină, e suavă, e blândă, este iubire. Femeia e făcută să facă copii, să aibă grijă de casă, de soț. Asta este dăruirea sufletului. Asta este iubire. Deci bucuria de a fi, de a te dărui. Pentru că femeia asta este. Și în momentul în care bărbatul nu primește asta, deci nu se duce el la alta, că doar nu are altă alternativă, că nu lasă să fie bărbat. Și în momentul ăla, automat că se va duce la alta care îi va oferi iubire, dăruire. Mai tare. Consider că mai sunt și cazuri speciale, da, că poți fi dragoste cu el oricum și tot îi place altceva, adică nu vorbesc sunt din prisma mea, acolo dar sunt știu așteptări. Cazuri în care, da, da, puteți să întrebați ceea ce vrea el, ceea ce caută. Atunci duci și găsești altceva. Nu. Îi se dă femeii un bărbat ca să o dezamăgească cât se poate de tare, exact, pentru că are critici interioare. Dacă n-ar avea critici interioare, nu-i dădea un asemenea bărbat care să se ducă și în altă parte. Când vrea să dețină controlul. Când are așteptări. Când vrei să deții controlul, vine acasă bărbatul și nu-i spui nimica, dar în sufletul tău, tuc, am mai spus. Și bărbatul ăla ce să facă? Nu spune nimic, dar el fiind ființă divină, identifică că acolo nu e iubire și automat se îndepărtează, se creează distanța. Dar în momentul când el vine acasă și îi spui, dragul meu, bine ai venit, sufletele se comunică și fac fuziune, adică iubire, este iubire între ei. Dar în momentul în care... Să nu fii, da, să ai gelozie ca și... Păi, el pleacă la alta ca să scadă ție ego-ul, tot asta e, pentru că ca momentul să te dezamăgească și dezamăgirea te vindecă. E umilința totală. Că distruge ego-ul. Pentru că pe suflet nu poți să-l umilești niciodată. Așa se zice că femeia face bărbatul de-al bun sau rău, așa, am auzit un popor. În general, fiecare trebuie să urmărească să nu întrețină ego-ul, care înseamnă, de fapt, interes personal mai presus de toate. Să nu urzi pentru tine, mereu să cedezi, să nu cauți binele tău, să nu vrei dreptate, nu vrei să modifici pe celălalt, să-i dai libertate totală. Asta înseamnă a iubi. Să nu constrângi să facă modifici nimic. Da, dar să știți că sunt cazuri și cazuri. Sunt, cred că, bărbați pe care își plicsești dacă ești așa ca și femeie. Nu te interesează el. De ce-o întârziat? Adică nu-i stârnești... Nu, din start nu-i se dă un bărbat care să fie nemulțumit.
de la început nu-i se dă un astfel la bărbat. A, da. Nu, nu-i se dă. Dacă femeia are condiționări, se va da un bărbat care îi distruge condiționările. Depinde, adică nu, o va înșela. Depinde la căsătorie. Înșela așteptările. Numai puțin, depinde la căsătorie, vezi? Cum alegi? Că femeia alege bărbatul sau invers. Și dacă alegi înfățișarea, aspectul învelișului, și dacă alegi situațiile materiale, și dacă alegi poziția, și dacă alegi numele, nu ai ales cu sufletul, deci acolo n-a fost alegerea sufletului. Și ambalajul ăsta frumos, împachetat frumos, acest așa pachet, mai târziu îl desfaci și acolo, că e dat pentru tine, vine de la divin, nu ai vrut iubirea. Desfaci și vezi, opa, trebuie să mă smerească. Și vine el cu toate din tine. De ce? Pentru că nu ai ales cu sufletul, ai ales mintea, ai ales situația, ai ales banul, ai ales, adică el avea o poziție socială, avea ceva. Poate și învelișul lui fizic, dar era doar un înveliș fizic. Era frumos, aspectos, dar nu te-ai uitat aici. Și ne schimbăm în cursul anilor, să recunoaștem, la 20-25, învelișul fizic, dar sufletul nu se schimbă niciodată, că tu te căsătorești cu sufletul, nu te căsătorești cu sufletul. Cine vroia? Cine vroia? Mintea e nouă, da? Cine vrea ceva? Sufletul nu vrea nimic. L-a luat, m-am căsătorit cu sufletul, nu m-am căsătorit cu învelișul lui de mate, că omul se poate îmbolnăvi, nu? Că suntem învelișuri. Și atunci ce faci? Când se îmbolnăvește soția, o lași sau soțul? Nu poți să lași, că e sufletul tău. Deci te-ai schimbat. Dar cine s-a schimbat? Mentalitatea e a mentalului, deci a ego-ului. Nu s-a schimbat sufletul. Acolo nu e alegerea sufletului. Sufletul nu alege niciodată. Sufletul te iubește și gata, și nu vreau să schimb deloc. N-are păr în cap. Eu nu vreau să schimb, eu îl iubesc oricum, că este al meu. Îl iubesc, că este al meu. E mila de Dumnezeu. În momentul în care vrei să schimbi, acela este mintea ta. Te îndepărtezi de divin. Deci nu este real. Nu, dar nu mă referi la schimbarea celuilalt. Mă referi că noi ne schimbăm, evoluăm. Păi este vorba de noi. Cum vedem noi. Ce suntem noi. Interiorul este exteriorul. Am spus, propria realitate. Ce important este să înțelegem că întotdeauna femeii se dea un bărbat care să o chinuiască cât mai tare. Și invers. Corect. Și invers. Da, și invers. Și invers, corect. Da. Legătura dintre tată și partener, ceea ce vede femeia în partener. Își vede tatăl. Și mai am ceva. Am citit despre sincronicități. Să fii cu un om 20 de ani și să cauți în permanență să-l schimbi, să-l controlezi, să-l critici, să... Cine caută mine, da? Da. Și universul să-ți trimeată, la un moment dat, un bărbat identic, zodie, diferență de o zi, același tipar comportamental, aceleași vicii. Ca să le vezi. Și chiar pentru că nu le-ai acceptat în trecut. Pentru că astea au fost în trecutul tău. În trecutul relației, n-ai acceptat toate astea. Ai vrut să schimbi. Ai vrut să deții controlul. Ai fost nemulțumit, ai avut așteptări în spate. Toate astea nu le-ai acceptat în programele tale din relațiile anterioare. Dacă nu ți le rezolvi și nu le accepti, le aduci în prezent să le accepti, îți va da o relație din nou. Și se pare că e altfel. La început așa vedem noi, că așa ni le dă Dumnezeu, ne pune un văl, exact cum a spus Marius, se pune vălul și nu mai vezi. Și îți dă din nou o relație în care întâmpini acelea situație de viață, pentru că tu trebuie să înveți să iubești. Și pe cine umilește? Pe ego, că pe ăla trebuie să-l scadă. Și îți vine acelea situație de viață cu un bărbat diferit, dar de fapt acolo e tot divinul, că nu este un bărbat, acolo este Dumnezeu, care te învață lecția din spate care n-ai învățat-o. Și dacă nu o veți nici de data asta, las că ți-o dă și în altă viață. Până la urmă o să o veți. Legat de legătura cu tatăl și care îl vezi în partea lui. Nu, aici e vorba de mamă și nu e vorba de tată, când îl vezi pe tată, pentru că sunt proiecțiile pe linie maternă. Acolo în spate vin proiecții pe linie maternă. Și atunci când vezi modelul din casă, de fapt tu ai preluat niște programe care erau în casă. Alea sunt propriile tale proiecții ale familiei și le-ai preluat. Le-ai adus în prezent și tu vrei un soț ideal, pentru că programele cu care ai venit vrea ceva, mintea vrea. Pentru că tu nu trebuie să te raportezi.
tu iei un bărbat, îl iubești, nu știi cum e. E așa, te-ai îndrăgostit de el pur și simplu, că de-aia se spune dragoste la prima vedere. Nu se cunosc, nu au vorbit niciodată, bă, dar o relație perfectă și ține până la sfârșit. De ce? Pentru că nu au ales, nu au început să intre în... În momentul în care ți-ai făcut o proiecție, e proiecția minții, pentru că tu ți-ai proiectat cum e tata. E o imagine, o iluzie, un tablou. Mi-am proiectat un tablou și atunci va da acel tablou, dar acel tablou trebuie să mă învețe să și sufăr, să și... pentru că trebuie să mă întoarcă în iubire. Pentru că e decât un tablou, e o imagine. Era tatăl, dar nu trebuie să fie și soțul. Adică era o imagine pe care tu ai proiectat-o și ai adus-o cu tine. Și acea imagine, până când nu accepți anumite lucruri, că bărbații sunt și altfel decât tatăl, poate să fie altfel, mergi cu ea până accepti și acolo. Iară și acolo e de lucru. Dar vii cu programe din spate. Mai puțin întrebări. Da. Păi ce facem noi? Ai spus de Iisus, că spunea cine își iubește viața, o va pierde. Toți mari maestri au spus să renunțăm. Deci au propus calea renunțării. Și mi-a plăcut foarte mult cartea lui David Hawkins, Calea Renunțării, care îți arată la fiecare emoție negativă ce trebuie să faci ca să scapi de ea și înlocuind emoțiile astea negative, primești iubirea, adică crești în iubire. Și eu am început mai de mult care asta înainte de citi cartea și am renunțat în primul rând la dorințe. Și chiar am făcut un pas foarte mare renunțând la dorințe. Deci, nu, pentru ce să vreau eu ceva? Pentru că dacă am nevoie, îmi vine în viață. Îți trebuie, nu vine. Și de asta zic că asta este una dintre cele mai bune soluții pentru a crește spiritual, să renunți, să renunți la tot ceea ce este negativ. Așa este. Pentru că soluția de a ți se deplini orice vis este să nu ai nicio dorință. Când nu mai ai nicio dorință, devii suflet instantaneu și când devii suflet, atunci toate dorințele, toate visele tale ți se împlinesc. Sau tot ce ai nevoie ți se dă fără să ceri. Deci numai atunci. Dar dacă ai o dorință, este un eu în spate, un ego care forțează divinitatea și ți se va opune. Deci singura soluție ca lucrurile să nu ți se împlinească în viață este să dorești ceva de la viață. Dacă dorești, lucrul acela se îndepărtează mereu. Ca să vină în viața ta, tu trebuie să nu dorești. Adică să lași pe Dumnezeu să aleagă momentul și clipa când să-ți dea. El întotdeauna îți va da atunci când ești mai mult identificat în zero cu sufletul. Atunci îți vine totul. Adică totul se transformă în miracol. Când lași viața să fie cum vrea ea, atunci totul se împlinește fără să vrei nimic. Dar nu-ți dă niciodată mai mult. Nu-ți dă mai mult decât ai nevoie, te menține puțin, pentru că nu vrea să te omoare. Întotdeauna când omul vrea mai mult decât are nevoie, pornește un mecanism de destrămare a vieții și nu are nicio fel de șansă, nu are scăpare. În lumea de dincolo, am tot spus, cei care au posesii foarte multe și se legați că ego-ul ce înseamnă posesie, eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu pe primul plan. În lumea de dincolo sunt greutăți la urcare și nu poate să se urce mai sus. Dacă se citește Moartea Morții și Desăvârșirea, explică exact ceea ce noi apreciem foarte mult aici. Apreciem pe un om bogat, de exemplu, Kennedy. Ilie Cioară explică că a fost acolo și el este undeva foarte jos, acolo unde scrâșitul dinților, pentru că posesiile nu-i dau voie să urce. Cu cât în lumea de dincolo este ca o fel de piramidă a meritelor și este inversă. Adică cel care aici este desconsiderat, neluat în seamă, acolo este foarte sus și nu are posesii. Acolo este foarte sus. Tot ce posesiile te trag în jos și nu dă voie să urci. Pentru că iubirea înseamnă sacrificiu de sine, jertfă, adică dăruire. Deci omul se încarcă cu iubirea, adică iubirea este energie ascensională lumea de nivel, dar încă mai sus, numai la cedare, la renunțare. Deci omul când se restrânge, se încarcă cu energie vitală. Dar când ia mai mult decât are nevoie, el pierde viață. Totul e pe dos decât facem noi. Pentru că noi funcționăm aici cu un eu, un ego. În măsura în care noi pierdem ego-ul, cele două lumii, fluviul de gânduri, se destramă și atunci cele două lumii intră una în alta și lumea aceasta își pierde concreteța, dispare.
lucru pe care l-am experimentat dacă aș citi Shangri-La cu camera, când mi-a dispărut camera. A fost surprinderea mare, surpriza totală, pentru că noi considerăm că totul este, are greutate și este materie și când colo nu este nimic, este doar minte. Da, și când înțelegi că nu există decât divinul, decât spațiul acela de puncte lui de fericire, atunci nu te mai preocupi așa de mult să câștigi, să ai. Te mulțumești cu ceea ce vine din față, pentru că Dumnezeu îți dă exact ceea ce ai nevoie, dar nimic mai mult. Și atunci viața ta devine foarte relaxată și foarte plăcută, o fericire continuă. Totul îți furnizează fericire, nu te mai străduiești pentru nimic și toate lucrurile vin de la tine fără să faci nimic. E miracol atunci. Că ești aici, că ești dincolo, ți este indiferent. Pentru că îți dai seama că tu trăiești doar ca suflet, sufletul este veșnic, niciodată nu ți-l poate lua nimeni, nu ai niciun fel de lipsă și acela ești tu. Când am trecut de fluviu de gânduri, eram spațiu, deci nu era ceva concret. Deci spațiu infinit de fericire, acel lucru ești tu, ești chiar el. De ca să vezi lucrul acesta, trebuie mereu zi de zi să nu cauți ale tale, mereu să te lași învins, călcat în picioare și scuipat. Ăla este raiul. Omul care nu se supără atunci când este înjosit, acela este raiul. Adică nu te deranjează nimic, atunci ești una cu sufletul și poți să urci în locul. Deci suflet se obține numai prin toate acțiunile pe care nu-l întărește ego. Ego-ul vrea pentru sine, tu trebuie să nu vrei pentru tine. Ego-ul vrea să controleze, să-l schimbe pe celălalt, tu trebuie să nu vrei să-l schimbi. Să-i dai libertate totală. Cine are curaj, spre exemplu, o familie, soția are curaj să-i dea bărbatului libertate totală să facă ce vrea, să nu ceră socoteală niciodată, să nu vrea să-l schimbe în niciun mod, să fie... Dacă reușește să facă lucrul ăsta, atunci familia se va uni. Pentru că cine îi dă libertate totală, mai nimeni îi dă libertate totală și nu va pleca de acolo. Pentru că este idealul. Pentru că este suflet. Atunci el va lua forma sufletului și nu va putea să greșească. Deci dacă vrei ca el să nu plece, să nu greșească în niciun mod, tu trebuie să fii cum trebuie, ca femeie. Eu aș putea să vă dau un exemplu. Soțul a avut o meserie până anul trecut, în sensul că mergea prin țară, din prisma meseriei, era mai mult în delegație decât acasă. Sincer vorbind, cred că săptămână doar dacă stătea două zile și două nopți acasă în română, în localitate. Și foarte multă lume mi spunea, băi, cum funcționați voi? Că nu înțeleg. Adică el mai mult nu e acasă, tu ești mai mult fără el. Nu există gen că gelozie, că dacă cine știe ea sau dacă el. Și am zis, să știi că noi niciodată nu ne-am pus problema asta. Dacă e să ca el să meargă să mă înșele, poate e român foarte frumos să meargă, adică nu trebuie să fie plecat în țară. Sau eu invers, eu poate să fie cu mine și eu să greșesc. Nu am avut niciodată chestia asta și niciodată nu... Mă suna seara, zicea, uite, în seara asta era chestie cu vinuri, cu băuturi, am degustare. În seara asta încep la 9, te sun acum și termin la 11. Adică și niciodată n-am avut chestia asta. Pentru că ai dat libertate totală, atunci da, nu știu, așa sunt eu făcută. Asta este coeziunea, așa se poate. Dacă era altă persoană, ar fi fost. Da. Și după aia, deci, sincer, el a venit și mi-a povestit niște situații. Și mi-a spus, uite, dacă era să fac, să greșesc, este și sincer. Să greșesc. Da, adică nu, foarte... Păi, dar n-are foarte sincer. Sufletul pe suflet. Bine, de anul trecut s-a schimbat în față. Deci, interiorul tău obligă exteriorul. N-am mai acceptat situația respectivă, pentru că au venit tot felul pandemia și asta, cu chestia acasă, fiecare seară. Dar asta vreau să zic, asta e un exemplu al meu. Nu știu, acum... Foarte bun. Ați putea fi instructoare de căsătorii, să știți. Ce să zic? Mediator. Poate mediator, că, mediator. Poate și el m-a ajutat, ca să zic. Pentru că și el e gemul de bărbat care... Alții stau 24 de ori și nu știu că sunt un bărbat. Chiar este asta cu problema așa de gravă, trădarea asta, așa cum o înțelegem noi, în sensul actului fizic. Dar eu vă pun altă întrebare. Familiile care stau despărțite cu ani pentru că sunt plecate, exact. Chiar este un... Adică cum poți să ceri unui bărbat? Nu fizic. Nu știu dacă mă înțelegeți. Sunt rădomă. Adică este nevoie de descărcările astea. Adică nu ar trebui să dăm o importanță atât de mare. Aici
Pentru că sunt familii despărțite ani de zile, ani, ani, ani. Mircea, ce părere ai tu? Și sunt foarte mult despărțit din cauza asta. Asta nu e o întrebare. Nu trebuie să spui problema așa, ce așa. Să lași lucrurile așa cum sunt. Exact. Ce nu știi, cu te omoară. Înainte să te duci acasă, să dai telefon. Ce nu știi, cu te omoară. E o diplomatie. Păi da. Chiar așa, adică, măcar dacă te duci, sufli în aceeași casă. Să duci cu altcineva, trai avantate, duci în altă parte. Adică mi se pare așa chiar că nu mai respecti deloc pe omul respectiv. Da, problema începe în momentul în care pui întrebări. Da. Când nu mai pui nicio întrebare, cauți în telefon, cauți în geanta... Nu există reacție. Da. Găsești ceva. De cea mai mare forță, cea mai mare putere de influență este atunci când nu ceri socoteală. Atunci ești în divin, ești în suflet și ai toată siguranța că lucrurile vor fi bine. Deci dacă vrei ca omul din fața ta să nu te înșele niciodată, să fie armonie în familie, nu întreba nimic. Bine, sunt și persoane născute geloase, cred, și femeie. Nu vor veni în viața ta dacă tu nu pui întrebări. Nu le atragi. Deci dacă tu nu ai, ăla este... Tu reflectezi. De la început nu ți-le dă. Că Dumnezeu îți dă bărbatul sau femeia. Deci nu-i nimic fără voie de cui pe cui se scoate. Sunt asemănători. Așa, și mai avem chiar și în relații, nu? Mai scurtă, mai... Se dă pentru a învăța. Voiam să întreb, de exemplu, înainte de a ne naște, noi ne alegem părinții în care... care o să avem sau... Nu, ți se dă părintele. Totul tu ți se dă. Tu ești o pentru ei și ei pentru... Totul ți se dă în viață. Și soțul și soția, totul. Înțeles, deci nu îți alegi. Tata e la butoane. Tata e la butoane, el e totdeauna. Și întâmplările din viață, când vin în față, din față vin tot de la el. Totul. Ca să te învețe. Ai în fața ta, e lumea lui și este miraculoasă. Noi nu ne dăm seama. Noi credem că vin întâmplările așa, că am nimerit magazinul sau nu l-am nimerit. Nu, ți-l creează în funcție de interiorul tău. Și spune acolo dresul sau ți-l scoate sau îți închide magazinul. Deci este miraculos, este ca în 1001 de nopți sau în Alice în Țara Minunilor. Este pur și simplu miraculoasă. Și depinde de el totul. Ești la stăpân. Nu poți să faci nimic. Cum începe voința ta, voia ta în joc, cum începe să ți se opună. Și noi dăm exemplu mereu, eu cu Mircea, acela cu tunul cu particule, care a fost îndreptat spre o fantă, în formă dreptunghiulară, în spate era o tablă, și în spate, bineînțeles, conform logicii noastre, particulele se aranjau sub formă de dreptunghi. După care a apărut un observator în partea dreaptă. Când a apărut observatorul, realitatea devine ilogică, adică începe să ți se opună. Și în spatele, pe tablă, a apărut un cerc, în loc, cu toate că în față,